Bine v-am găsit la un nou episod din podcastul Vocea Superblog. Astăzi o avem invitată pe Andreea Paleologu, fondatoarea agenției SAG Media Communications, agenția de marcom a celor două branduri pe care le avem din nou alături de noi în competiția de primăvară aceasta. Bine ai venit, Andreea! Bine te-am găsit, Claudia! Mersi de ocazia superblogtastică! Mă bucur să fiu alături de voi! Mulțumim și noi. Și Andreea, deja ne cunoaștem noi și în Superblog, dar și dinainte. Așa, am trecut de prima întâlnire cu bine. Suntem deja la a doua, avem un pic de experiență și pentru că ne-ai cunoscut, să zicem, superblogării din comunitate și în ediția de primăvara trecută, dar și acum deja ai jurizat acolo pe baricade, deja pentru două probe. Te invit mai întâi de toate să le adresezi tu așa un mesaj de întâmpinare superblogărilor care ne urmăresc. Păi, salutare superblogări în primul rând. Practic aș putea spune că cel mai bun început e deviza pe care o am așa frontispiciu pe toate conturile de social media, respectiv faptul că îmi câștig existența comunicând. Am început ca jurnalist, acum mai bine de 15 ani. Am lucrat în presă vreo 10 ani, timp în care de la statutul de reporter, redactor, am ajuns la cel de redactor șef. Deci am parcurs așa frumos și lin toate etapele. După care mi s-a oferit oportunitatea să fac switch-ul de la print, de la comunicarea print-based, la cea online, gestionând departamentul de content al unui site lansat de Studio Moderna Fashion Group. Deci, practic, trecând pe zona de content și nu orice fel de content, content e-commerce. Da? Deci, vă închipuiți că de la relatări, feature-uri, analize și elemente în care contentul era king, am trecut un pic mai mult către zona asta mai tehnică, da? Mai orientată către indexări, către vânzări, în cadrul acestei experiențe. După niște ani, am avut ocazia de a colabora cu o agenție de publicitate, tot din postura aceasta de creștere a departamentului de online, da? Deci pe zona de SEO online, comunicare în direcția aceasta. Iar din 2017 sunt un mândru antreprenor și mă bucur să văd că de la an la an direcția asta de antreprenoriat în România crește. Iar în cadrul agenției pe care am cofondat-o, avem clienți care, iată, au fost orientați foarte entuziasmați de oportunitatea de a participa la Superblog. E a doua noastră participare cu Franche și Daiar, două companii extrem de încântate de ce ați făcut voi și de-abia așa să vă povestesc așa despre experiența noastră de a vă juriza și poate să vă și ajut cu niște trucuri pe viitor. Bun, iată, avem o introducere cât se poate de cuprinzătoare. Ne-ai pus așa în context și cine este Andreea și cu ce se ocupă SAG Media Communications și contextul care ne-a adus, iată, pe toți la un loc împreună cu Franche și Daiar. Andreea, așa cum spui tu, îți câștigi pâinea comunicând și deja aveai un background foarte consistent în zona aceasta de comunicare. Plecând de la jurnalism spre antreprenoriat și acum cu accent pe comunicarea aceasta și B2B și B2C cu direcții diferite, cum a fost pentru tine această tranziție pentru ca om de comunicare? Cum ai resimțit-o tu? Știu că ai aturile de din partea plin, ta. În plex. Din plin. Da. Ce să zic? Aș începe prin a spune că îi înțeleg perfect pe bloggeri apropo de atașamentul pentru textele pe care ei le realizează și absolut toate etapele procesului acesteia de creație. Practic, asta am făcut și eu o grămadă de vreme, da? Și când citesc în diverse surse că content is king, da? Conținutul este de bază, cam așa e. N-a fost deloc ușoară. Gândiți-vă că la vremea la care eu lucram în presă, focusul era pe structurarea conținutului pentru print, da?
Cu totul alta este atenția cititorului pe print, bineînțeles depinzând de tipul de publicație, că e publicație de business, că e publicație de lifestyle, că e revistă pentru femei, da? Față de structurarea conținutului în mediul online, da? Dar până la urmă, dacă ar fi să stabilesc așa un paralelism, clar, e vorba de originalitate, foarte mult planning în spate, cu foarte multă planificare, cu o structurare clară, logică a elementelor pe care trebuie să le conțină textul, dar automat fiecare creator de conținut trebuie să-și pună și e de dorit să-și pună amprenta să creeze ceva original și nici de cum copiat, da? Cum vă spuneam, cumva bufferul a fost acea experiență de e-commerce, deci a crea conținut și de a manageria practic conținutul unui magazin online. Închipuiți-vă cum era să fii creativ în descrieri de produse și în egală măsură să și creezi niște descrieri de produse indexabile, da? Deci pe care motoarele de căutare să le placeze acolo pe poziții cheie și pe poziții cât mai de top. A fost o gură un pic pus cam rece, dar în egală măsură binevenită de așa de o dușcă, să zicem pe românește, la momentul respectiv, ca să mă ajute să fac mult mai ușor trecerea și în egală măsură să dau și seama de ce elemente aveam nevoie la momentul respectiv, ca să pot să trec de la scritura de print, majoritară de print, către scritura de online și implicit către optimizarea conținutului pentru online. La vremea respectivă am făcut niște cursuri internaționale, am apelat culmea tot online, da, la variantele astea de perfecționare, pentru că și este o chestiune pe care și acum încercăm și eu și colegii mei să o facem, să ne să keep up to date, da, de să rămânem la curent cu tot ce înseamnă algoritmi, cu tot ce înseamnă elemente care țin de optimizarea conținutului în mediul online. Până la urmă, ce să zic, cred că așa era menit să se întâmple. Și prin prisma tuturor experiențelor anterioare, în momentul în care am lansat SAG Media Communications a fost așa definitoriu, a fost bebelașul nostru, da? Deci o bucurie enormă să lansăm un proiect, să-l creștem și să ne aducem aportul prin toată experiența asta pe care o avem în spate, atât eu cât și colegii mei, la dorințele și, bineînțeles, nevoile clienților noștri. Da? Însă tuturor, absolut tuturor, le spunem că e necesar să fie vizibil, este necesar să aibă un conținut propriu, original, creativ și necopiat, da? Și că trebuie să fie promovați așa cum trebuie, într-un mediu clean, într-un mediu, da? Deci pe niște surse de calitate, de niște creatori de conținut de top. Și în momentul în care voi ne-ați propus să... Noi ne știam de ceva vreme, că ne-am intersectat când eu eram jurnalist, voi erați comunicatori, aveți și voi o grămadă de ani în spate, dar și știam și de Superblog și a fost o deosebită plăcere să ne reunim. Na, și noi suntem ca și voi oameni care mergem pe ideea de win-win, să conectăm oportunitățile și situațiile și să avem cu toții de câștigat din asta. Deci ca să sintetizez, nu a fost ușor, a necesitat o readaptare continuă. Nu, aș vrea în egală măsură ca să nu mă acuze poștii mei colegi jurnaliști că, na, ce să zic, trădez un pic profesia. La vremea respectivă fac așa o mică paranteză înainte să încep jobul acela în e-commerce. Noi aveam o rezoluție, jurnaliștii, printul nu o să moară niciodată și sunt total de acord cu asta, da? Dar dacă ar fi să adaug ceva acum după niște ani, e că ok, printul nu o să moară, dar printul trebuie adaptat pentru zona de online, da? Deci deja e această sinteză, chestiunea asta de hibrid pe care nu mai putem elimina. Și asta o să vă spun, asta o să fie câteva din hinturile pe care o să vi le dau Superblogger, pentru că e bine să aveți și voi în vedere faptul că, ok, poate vă citește cineva orientat mai mult către print, dar să aveți și elementele astea de online bine structurate. A fost un răspuns cam lung, dar e și o chestiune de... Da, și întrebarea era pe măsură, nici eu nu am neapărat concizia la capitolele forte. Așadar, Andreea, fost creator de conținut pentru publicații în print, s-a adaptat în pas cu tendințele și acum consiliază brandurile, multe din zona de e-commerce, să comunice pe limba utilizatorilor, utilizatori care și ei sunt mult mai pretențioși, poate și mai grăbiți, să găsească rapid răspunsuri față de acum, știu și eu, 10-15 ani, când, ce să zicem, mai ales la noi e-commerce-ul era așa bebeluș.
Așadar, ca Ce să frumos ai sintetizat! nu-i Ce așa? frumos ai sintetizat! Mă Bravo, pricep, Claudia! da. Bravo! Așa. Super! Ca de la comunicator la comunicator! Foarte Primesc și eu o frumos! diplomă la sfârșit. Așa. Mulțumesc! Bun. Așadar, ca să intrăm în pâine, Andreea, apropo de aceste, să zicem, hinturi sau poate o serie de recomandări, pentru cum putem să creăm un conținut relevant, atractiv și prietenos și cu cititorii, respectiv potențial cumpărători, dar și, desigur, cu stăpânul Google și mai ales care să, bineînțeles, să fie reprezentativ pentru brandul în discuție. Cam cum am putea să împachetăm așa, nu știu, avem, de exemplu, în comunitate și scriitori cu cărți tipărite. Super. Da, există din acest punct de vedere niște diferențe între cuvântul tipărit, să zicem așa, și cuvântul adaptat la vremurile online. Cum vezi tu rețeta succesului, să zic așa, pe limba lui Daiar? Clar, clar, da, corect. În primul rând, o să încep prin a face așa o mini comparație între ediția din primăvara 2020 și primăvara 2021. M-am bucurat să regăsesc postări mai aplicate pe temă, mai documentate și cu cerințe tehnice mai bine integrate. Da? Un prim hint pe care vi-l voi da, citiți cu atenție brief-ul. Da? De la brief pornește totul. Noi am încercat să nu inserăm capcane sau să fim extrem de expliciți în cerințele pe care le-am ilustrat în brief, dar în egală măsură, pentru că avem de-a face cu oameni creativi și cu oameni foarte competitivi, departajarea, vă dați seama că se face, tocmai prin sesizarea acelor nuanțe fine și prin prisma unui românesc citit printre rânduri, da? Și atunci, de asta zic că este extrem de important să vă clarificați toate aspectele cu privire la brief și dacă nu sunt elemente foarte clare, Claudia, care e practic omul nostru de legătură, cu siguranță ne pune în contact sau găsim variante prin care vouă să vă fie mai clar ce anume se așteaptă de la voi, da? Iarăși, cred că un element de partajare reprezintă o proactivitate a voastră către tot ce înseamnă SEO, dincolo de cerințele tehnice pe care voi le integrați în site, da? Și de ce SEO aveți voi făcut pentru site. De exemplu, share-urile în social media. Noi nu am cerut niciodată, nici în ediția din 2020, nici în ediția din 2021, până acum, dar o să mai avem o probă și sper să fie util feedback-ul ăsta. Nu am cerut share în social media, însă, pe lângă faptul că vă ajută și pe voi să vă faceți mai cunoscute postările, reprezintă un element extrem de important de SEO off-site, da? Deci o modalitate prin care puteți să vă promovați mai bine conținutul, da? Iarăși, la nivelul cerințelor tehnice, e adevărat, tocmai pentru că sper ca introducerea de până acum să vă fi făcut mai clar un pic poziția, să vă fi făcut mai clar un pic poziția noastră. Suntem extrem de interesați de creativitate, de idei, de modul cum, dar apreciăm, bineînțeles, în funcție de tematică. Situațiile un pic mai aplicate, mai realiste, mai puțin ipotetice. Și care sunt mai legate un pic de cerințele tehnice, da? Am apreciat că foarte mulți blogări au inserat partea de cuprins la începutul articolelor. Nu am regăsit de foarte multe ori, dar poate că lucrul ăsta se va schimba și e o sugestie pentru viitor, integrarea unor plugin-uri care să arate timpul de citire al unui articol, da? E bine să fim straightforward, să fim direct față de cititorii noștri. Dacă e vorba de un articol de peste 10 minute, hai să o scriem acolo, pentru că, ok, e posibil să pierdem cititorul sau nu dacă vede trecut acolo negru pe alb timpul de citire, dar s-ar putea să-l reținem, pentru că înțelege la ce se așteaptă, da? Dacă trebuie să dea 4-5 scrolluri ca să ajungă până la sfârșitul articolului. De asemenea, pe noi ne-a interesat și asta am trecut-o la cerințele tehnice, alternanța între foto, video și text. Da? Nu e de dorit ca și chiar și din punct de vedere al user experience, indiferent de ce format de blog folosiți, că e, nu știu, WordPress, că este, mă rog, alt CMS și indiferent de hosting sau de ce funcționalități vă oferă tema. E bine să nu aglomerați partea de foto într-o anumită porțiune a articolului, partea de text, adică trebuie să fie fluentă și cred că e important să vă gândiți vouă
ce v-ar plăcea să citiți? Adică, de asta, cumva, asta e o recomandare în ce privește partea de promovare prin conținut pe care o facem tuturor clienților noștri, indiferent de tipul de activitate, în momentul în care avem colaborări de acest gen sau proiecte de acest gen de content management. Da? Deci să fim sinceri, direct și în egală măsură să ne gândim nouă cine ar plăcea să citim, noi de ce am fi atrași la acel moment. Și cred că asta va ajuta foarte mult pe viitor. Iarăși, când mai ales când avem de-a face cu un text, nu roman fluviu neapărat, dar un text foarte bine închegat, da? E de dorit să spargem un pic ideile cu niște intertitluri, să avem paragrafele bine, bine determinate, da? Ca și cititorului să fie un pic mai ușor să identifice ideile. M-a bucurat foarte mult la ediția aceasta, recunosc, să primesc din partea Claudiei întrebări legate de linkurile interne, dacă sunt permise sau nu. Evident că sunt permise. Linkurile interne, tocmai despre asta e vorba, ajută la optimizare, dar bineînțeles să nu se deschidă în aceeași pagină. Hint. Da? Dar nu am prea văzut în cazul multor postări chiar integrarea acestor linkuri interne. E adevărat, în cazul câștigătorilor de la ambele probe, dacă nu mă înșel, inclusiv la Daiar, unde practic am avut trei câștigători, am avut integrate astfel de linkuri interne. Știu, poate sună un pic tehnic, poate prea tehnic, cu siguranță sună prea tehnic, dar ideea este că poate iarăși este o chestiune subiectivă, se poate, dar deja că vă doriți să evoluați și vă doriți ca din bloggingul ăsta, dincolo de, nu știu, a scrie un jurnal sau de a vă expune voi gândurile, părerile, sentimentele, dacă vă doriți să treceți la next level, cât trăiește om învață, întotdeauna se poate să ne perfecționăm și cred că, indiferent de vârstă, nu trebuie să renunțăm la dezideratul ăsta. Și îmi spuneai tu de scriitorii care, păi, tocmai ei sunt extrem de, panelul lor este deja format, adică, din punctul meu de vedere, e mult mai ușor să tehnicizezi ceva ce există, da? Deci o bază care există. Mă uitam inclusiv în hint, sunt și eu în grupul vostru, n-am prea fost foarte activă până în momentul de față, dar în grupul de Facebook mă mai uitam așa în momentul în care mi-apăreau notificări că vă apucați de scris, că na, e normal, pe principiu de unde luăm tema, cu ce începem, cu ce continuăm, cu ce terminăm, da? Mă gândesc că unui scriitor de profesie e mult mai ușor să puce ideea și să o trateze pe viitor. Deci, creativitatea contează foarte mult, da? Dar în egală măsură contează și aspectul ăsta, pentru că închipuiți-vă că și noi, ca oamenii din spate, da? Trebuie să departajăm și suntem extrem de interesați de cât de dornici sunteți și voi, ca creatori de conținut, să țineți cont de necesitățile noastre, pentru că, evident, suntem parte din competiția aceasta cu niște scopuri, cu niște țeluri. Voi vă doriți să câștigați, să fiți acolo deținătorii trofeului cel mare și foarte bine. Noi ne dorim să tratăm, practic, creatori de conținut care întrunesc toate calitățile astea, dar pe care oricine până la urmă le poate căpăta în timp. Cred că am răspuns la întrebare, nu? Cred că Da, da. în mai multe moduri posibile, sigur. Și acum, pentru că ne-ai lansat practic mingea la fileu prin acel feedback individual pe care l-ai oferit tuturor la ambele probe și pentru care îți mulțumim, am primit multe reacții. Profit de ocazie să intru așa în pielea concurentului și ținând cont de feedback-ul lor la feedback-ul tău, Da. să abordăm așa un subiect oarecum controversat și doar prin prisma faptului că este o noutate, și anume modul în care ați evaluat, cum ați departajat, inclusiv pe cerințe tehnice. Percepția este în felul următor, că partea tehnică este cât se poate de obiectivă pe sistemul negru sau alb, adică am respectat, primesc punctajul, nu am respectat, nu primesc. Versus, sigur, partea creativă, unde inerent există subiectivitate din partea tuturor, și a celui care scrie, și a celui care citește, și a celui care jurizează. Așadar, ca să lămurim acest subiect al cerințelor tehnice, s-a departajat comparativ sau nu s-a departajat comparativ? Sau, pe scurt, cum atingem punctajul maxim la probele jurizate de tine, Andreea, în așa fel încât să fie toată lumea împăcată, să zicem așa, adică
Bloggerul să știe că a comunicat ce avea de comunicat, că a atins cerințele, brandul că de asemenea s-au atins acolo aspectele importante, da? Și bineînțeles că rezultă și o lectură plăcută pentru cititori, că ăsta e scopul. Păi, hai să începem în primul rând cu ideea de prezentare a brandului, da? E important să fie prezentat pentru că documentarea, în definitiv, și respectarea temei, mă rog, în cazul ambelor tipuri din ediția aceasta, au fost capitole separate. Sunt extrem de importante, dar vă închipuiți că dacă avem plus 50 de postări în care brand este prezentat cu istoric, nu știu, Daia, dau un exemplu, sau Franchef, sunt prezent pe piața din România de atâta timp, fac asta, 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 au colecțiile astea, astea, astea. E un pic mai greu să, da, departajez din același stil de prezentare. Și atunci, la nivelul introducerii brandului, am apreciat foarte mult și clar vom aprecia și pe viitor că nu suntem la, nu rămânem aici, doar la 2021, cu siguranță. O să apreciem modul în care brand este integrat natural, da, în succesiunea textului. Pentru că nu, asta este scopul competiției, da? Deci este o competiție de blogging creativ, da? Nu ne dorim niște advertoriale seci de vânzare în care brandul să fie integrat un pic ad hoc, așa, sau poate un pic forțat la sfârșit sau la începutul articolului. Iarăși, au fost elemente pe care recunosc că le-am taxat. Faptul că s-au integrat logo-uri ca foto, lucru care nu a fost cerut niciun brief și de regulă pentru partea de regulă, de fapt e o regulă cumva generală din punctul nostru de vedere, n-ar trebui neapărat integrate în articol ca foto principale sau ca foto de deschidere, da? De asemenea, la titluri am fost extrem de atenți, da? Am avut și postări la care, din păcate, titlul a fost sec denumirea brandului, ceea ce nu e ok, adică te alienează ca cititor și zic acum un tu generic și implicit nici pentru noi nu au fost acele cerințe din punctul nostru de vedere întrunite. Da, nu pot să vreau să fiu extrem de transparentă cu voi, adică cerințele tehnice sunt foarte importante, asta ne ajută să departajăm. La ediția aceasta, cum vă spuneam, creativitatea chiar a fost la cote înalte, pentru că, cum vă spuneam la început, ne-a fost clar că brief-ul a fost analizat mai cu atenție sau, na, nu știu, poate a fost un context așa, de că pandemia s-a adus și la lucruri bune, clar. S-a analizat un pic mai mult brief-ul, da, s-a făcut o documentare mai temeinică și a integrat un pic mai naturală, cum vă ziceam, în context. Da? Dar, dincolo de asta, clar, creativitatea contează. Uite, un factor departajator pe care l-am, pentru că sunt sigură că știți sau dacă nu ar trebui să căutați un pic mai multe detalii despre asta. Începând cu luna martie acestui an, Google practic indexează în versiunea mobile site-urile, da? Și atunci, pentru noi a fost un factor departajator important de la un anumit threshold, de la un anumit prag în sus, să vedem și cum se afișează postările pe dispozitivele mobile, să vedem dacă site-ul este optimizat. Nu ne-am apucat să facem teste de speed sau mai știu ce alte lucruri, deși poate și astea ar fi extrem de importante, dar o să vă dau, cred, în curând, așa, dacă conversația ne duce acolo, niște hinturi apropo de elementele pe care nu neapărat la următoarea probă, dar ar trebui să le aveți în vedere pe viitor și cu siguranță vă vor aștepta apropo de user experience ăsta, vă vor ajuta, pardon, apropo de user experience ăsta pe mobil, da? De la modul cum se afișează pop-up-uri sau bannere, formularele de contact, da? Butoanele să fie funcționale și toate cele. Acum, na, nici nu vreau să pară că gata, e nevoie să aveți tehnician IT sau specialist în web development lângă voi. Astea sunt niște lucruri care se pot face foarte ușor, închipui că marea majoritate a platformelor sunt în WordPress, se pot face cu niște plugin-uri la un search, adică nu e ceva greu de realizat de către o persoană mai puțin tehnică, dar și din ce am văzut noi, mare parte a blogurilor au totuși competențe de genul ăsta, da? Așa că curaj că se poate. Deci, da, se pot face departajări. Ne-a interesat clar și respectarea temei și creativitatea în context. Următoarea temă o să va fi una mai specială, pentru că vă dau așa un pic din casă. Va avea o componentă un pic mai crescută pe zona de creativitate, dar asta nu înseamnă că tehnicul nu va conta.
ce să zic, acum sper că nu v-am alienat definitiv și că nu o să mai avem participanți din contră, dar na, ideea e să ne ajutăm reciproc, da? Să pot să vă dau un feedback care chiar să conteze pe viitor. Așadar, înțeleg, Andreea, că în contextul în care avem practic niște zeci bune de articole, desigur unele mai creative decât altele, contează în egală măsură, practic, toate criteriile și toate cerințele pe care le-ați inclus în barem. Corect, corect. Și toate corect. Pot deveni, bineînțeles, factor de departajare. Acum, pentru zona aceasta de, să zicem, blogări care poate sunt la început sau mai puțin familiarizați cu aspectele tehnice, înțeleg că nu este nevoie, nu știu, să schimbăm blogul din rădăcini, să ne apucăm să reinventăm teme, ci, practic, dacă luăm aceste aspecte pe care tu le-ai menționat, există soluții care să le permită să-și facă blogurile mai aproape de SEO, practic, și de cititor implicit. Cu siguranță. Uite, de exemplu, ne-a bucurat să descoperim bloguri care n-aveau neapărat un domeniu dedicat și o temă, ce să zic, foarte futuristă, dar care ne-au atras tocmai prin priza faptului că erau foarte consecvente și unitare și închegate la nivelul about me, la nivelul blogului, la prezentarea blogului. Da? Iarăși un element important din punct de vedere conținut. Adică să ai o consecvență totuși să-ți definești, pentru că blogării, în definitiv, prin blogurile lor, fac personal branding așa, one-on-one, adică la bază. Da? E practic și de aici cumva ar trebui să înceapă totul. Adică de ce anume v-ați apucat de blogging? Da? Pentru cine scrieți? La ce întrebări vreți să răspundeți? Sau ce întrebări vreți să provocați din partea cititorilor voștri? Și ce vă face vocea voastră specială? Și atunci, în momentul în care asta e clar, din punctul nostru de vedere, conținut-wise, da? Deci content-wise, avem o optimizare bunicică spre bună și, bineînțeles, cu potențial de foarte bun. Da? Ne uităm iarăși la frecvența postărilor, da? Pentru că normal e cumva la mintea cocoșului și de înțeles de toată lumea că nu vor avea același impact asupra motoarelor de căutare blogurile care au postări, nu știu, una la 3 luni, da? Sau care aglomerează postări în perioada competiției, da? La câte probe sunt 18 la ediția asta, că nu mă înșel, nu, că atâtea citeam pe grup, da? Evident că o chestiune de fine-tuning și de trecut la next level, apropo de ce vă spuneam, ar fi niște investiții nu foarte mari, da, în un domeniu dedicat, da, într-un pachet de hosting, într-o temă pe care s-o puteți și voi optimiza încetul cu încetul, dacă, nu știu, sunteți blogări focusați pe nișa de cooking sau chiar și de lifestyle sau de travel, da, investiția într-o cameră mai performantă cu care să puteți să faceți poze, deși până la urmă și telefoanele în zilele noastre sunt extrem de, dar ce filtre aplicați, cum aplicați, pentru că și asta reprezintă elemente de detaliu în strategia voastră de conținut, da? Dar ne uităm la consecvență, ne uităm clar la conținut și astea trec dincolo de criteriile tehnice, da? Deci elementele astea clar țin de misiunea blogărilor pe care ne-am bucurat să o descoperim și la bloguri mai la început, da? Și la bloguri noi. Și încă, fără, pentru că nu aveam de unde să știm că erau la prima participare, am descoperit în niște comentarii, urmărim comentariile din grupul de Facebook, că blogger la prima participare au primit și punctaje de 96-97 de puncte. Deci se poate, adică nimeni nu e exclus din nou, da? Ideea e în ce măsură, evident se pupă cererea cu oferta, să o zicem pe românește, dar în ce măsură tot istoricul ăsta contribuie la misiunea prezentă la participarea la Superblog, da? Ne uităm evident și la dincolo de temă, de cum arată, de cât de funcțională e, de cum se afișează pe toate dispozitivele, da? Dacă există, uite, detalii care iar știu de departajare, da? Frame-uri de înscriere la newsletter, da? Pentru că și pe zona aceasta de content management prin blogging se pot face, nu știu, diverse campanii, acțiuni, da? E adevărat, ne ducem un pic mai mult acum către zona de marcom, da? Deci către marketing și către comunicare, dar blogării care chiar vor să facă diferența și să se distingă din mulțime, din punctul nostru de vedere, e bine să aibă în vedere aspectele astea, nu neapărat acum, pe viitor, da? Că de asta
în definitiv participă la competiția Superblog ca să învețe, ar trebui asta să fie miza, nu să adune puncte, da? Pentru că punctele sunt niște puncte, dar în definitiv azi poate să fie 90, mâine poate să fie, citeam comentarii din partea bărbaților, supărați că au primit puncte mai mari la probele de fashion sau de lifestyle și mai mici la chestiile, la probele tehnice, da? Iată se întâmplă, adică sunt doar niște puncte. Ideea este că misiunea, dincolo de miza asta mare, de targetul de câștigare pe care e normal, suntem oameni, suntem competitivi, e normal să le avem, de asta v-ați înscris în competiția asta, ar fi să și ce, faceți un shortlist așa al blogurilor care au avut cele mai mari punctaje. Blogurile astea ce au comparativ cu blogul meu? Eu ce pot să fac într-un timp fair, într-un timp rezonabil, ca să cresc, ca să-mi dezvolt blogul, da? Cu siguranță sunt persoane care fac asta din plăcere, care scriu, mă rog, practic sunt activează în zona asta de blogging din plăcere, au un job în timpul zilei, înțelegem lucrurile astea, da? Dar oricând, într-un timp mai larg, într-o perioadă mai largă de timp, se pot face niște add-on-uri, da? Se pot face niște modificări, astfel încât de la ediție la ediție să se vadă o progresie. Și practic cam asta trebuie să fie miza, să devenim mai buni, da? În măsura posibilităților. Da. Deci contează clar creativitatea, ne uităm la toate aspectele astea, să nu de asta m-am bucurat foarte tare să aflu și din facultate de Claudia și din ce am mai cules așa în din grupul de Facebook că am istorie așa niște premiere la nivel de feedback și dacă s-ar putea, dar cu siguranță se va putea asta și tehnic în platformă, spuneai tu Claudia într-o perioadă de vedem, e ok, apropo de web development și toate ce le înțelegem toate aspectele astea. M-aș bucura să pot să dau un feedback și mai aplicat, doar că clar depinde foarte tare și de receptor, în ce măsură se înțeleg toate lucrurile astea, în ce măsură pot fi aplicate, însă tot timpul dacă se va face un follow-up pe feedback-ul meu, voi fi disponibile și voi încerca să dau cât mai multe detalii astfel încât să chiar să ajute. Nu să fie așa cu diapazonul la pălmuță, pentru că nu despre asta este vorba. Da? Deci chiar avem tot respectul pentru voi, superblogger, și mulțumim. Mulțumesc și eu, Andreea. Foarte, foarte cuprinzător, aș spune. Am dedus din ce mi-ai zis că nu a fost neapărat intenția voastră să primiți materiale gen advertorial, să zic așa, cu cu o promovare foarte fățișă, apropo de logo-uri și așa mai departe. Aici probabil intervine experiența din alte probe unde se aprecia exact opusul, așa că pot să înțeleg această tendință. Pentru cei care vor participa la următoarea probă Franche și nu numai, reiterăm așadar, să zicem, îndemnul de a integra lucrurile cât mai natural, pentru că nu cititorii, de fapt, sunt beneficiarii acelui text și lor trebuie să le placă în primul rând. Da, acum nu vreau să fiu înțeleasă greșit, depinde foarte mult de cum se structurează întreg conținutul, da? Și iarăși o chestiune pe care am descoperit-o așa văzând cât de aranjate, cât de mare am așteptat postelor, cât de atente la detalii au fost. Îmi închipui că au fost periate și bibilite și aranjate până în ultimul moment și e foarte bine așa. Întotdeauna, let's think before we hit click, da? Before we hit send. Dar dacă pentru structura voastră de articol considerați că, nu știu, inserarea companiei, a brandului în titlu sau în intertitluri reprezintă sau susțin flow-ul conținutului, cu siguranță nu avem nimic împotrivă, dar cel puțin noi, practic echipa de jurizare, echipele din jurizare din care am făcut și eu parte, nu ne-am dorit să, pentru că nu asta e, nu asta reprezintă creația de conținut și nu în felul acesta valorizăm partea de SEO. Dacă puteam să facem lucrul ăsta lejer, separat, da, coordonând noi întreg conținutul, ne-am dorit într-adevăr să respectăm până la urmă deviza competiției, care e nu o competiție de blogging creativ, deci nu, fără să, din punctul nostru de vedere, asta ar fi fost o înăbușire a creativității, da, și na, și nici tehnic nu era mare câștig, dar în fine, fiecare sponsor cum consideră de cuvință, în definitiv.
Oricum, versatilitatea și adaptabilitatea blogărilor clar s-a văzut și eu cred că sunt extrem de dornici să afle nevoile, necesitățile și să studieze brief-ul fiecarei probe în parte. Aici au mulți dintre ei au multă experiență, chiar dacă vin noi membri în comunitate, practic la fiecare ediție există și un nucleu de participanți veterani, așadar prin câte briefuri și câte probe au parcurs, deja sunt antrenați. Andreea, revenind și la SAC Media Communications, văd în spatele tău mult, mult verde, parcă și un copăcel din lichieni acolo, dacă nu mă înșel. Și știu că unul dintre subiectele dragi vouă este sustenabilitatea, inclusiv cu comunicarea aferentă în direcția asta pentru branduri. Spune-ne, te rog, cum vă desfășurați la acest capitol? Păi uite, e... stai, așa, hai că am Așa, nimerit-o și pe stai asta, așa, că am da, poze. exact. Stai așa, da. E într-adevăr un copăcel al vieții din lichen stabilizați, care nu necesită udare, practic trebuie doar integrate așa într-o atmosferă care să fie foarte uscată sau foarte aproape de surse de căldură și e produs de o serie de producători, mă rog, o companie, un grup de producători din zona Gorj. Apropo de ideea asta de scurtare a lanțului de producție și de încurajare a producătorilor locali, preocuparea noastră către sustenabilitate, iarăși a fost o consecință a evoluției noastre așa de-a lungul business-ului și experienței de antreprenoriat, pentru că am avut onoarea și plăcerea să intrăm în contact cu companii, da, și branduri care chiar pe segmentul ăsta își desfășoară activitatea. În egală măsură, în timpul participărilor noastre la mai multe conferințe și, mă rog, evenimente de gen, am intrat în contact cu profesioniști din zona asta de sustenabilitate și economie circulară din Europa. S-a întâlnit iarăși cererea cu oferta într-un mod foarte... m-am bucurat să fie cumva natural. Nu cred în noroc, în mod deosebit norocul și mai face și omul cu... Adică destul de logică la capitolul ăsta, chiar dacă... Apropo de începuturi, da, creativă, creativă, dar trebuie să avem și logică și rațiune în spate și cumva încercând să venim mai mult în sprijinul companiilor acestora din portofoliul nostru, ne-am dat seama că există și potențial, clar există potențial de creștere, inclusiv factual la nivelul strategiilor aplicate, dar mai ales la nivelul comunicării, da? Pentru că probabil sunteți familiari sau nu cu conceptul de greenwashing, unul dintre ele, da? La modul comunicăm că suntem sustenabili, dar nu prea facem nimic în direcția asta. Cum comunicăm, ce facem, adică să nu fie o formă fără fond, da? Să se împece până la urmă mesajul cu acțiunile și toate proiectele pe care le derulăm. Și atunci, pe lângă consilierea asta și consultanța pe care încercăm să o oferim aplicat, dar mai ales business-urilor mici și mijlocii, da? Deci ONG-urilor de profil, pentru că încă nu suntem, ne-am dorit, bineînțeles, să ajungem la, apropo de, uite, creșterea asta și evoluția, da, ne dorim și avem, practic, în vedere și ca țel să ajungem la nivelul la care să consiliem companii mari, dar încă nu suntem acolo și ca să ne facem treaba așa cum trebuie, ne uităm la ce fac alții, ne setăm niște targeturi, dar deocamdată pe segmentul ăsta comunicăm și ne bucură să avem, practic, în derulare un proiect pe care l-am început, avem meniu, avem structură, avem web developer, dar trebuie să ne punem pe treabă într-una din zilele astea, după ce se termină Superblog. Proiectul este viitor-durabil.ro. În momentul de față, dacă intrați, veți vedea un landing page de coming soon. Noi lucrăm abitir așa în spate și încercăm să-l pregătim și va avea inclusiv site-ul nou lansat, va fi foarte mult structurat către zona de conținut și comunicare prin conținut, cum bine spuneai și tu. Vom încerca să cuplăm așa consumatorul final, căruia să-i dăm niște hinturi. Avem și noi locuim în apartament, în fine e un pic mai greu să le derulăm pe toate, dar avem colegi care locuiesc la casă și compostează, da, fac compost din resturile menajere, da, plantează în curtea proprie, adică chiar we talk the talk and walk the walk, chiar încercăm să facem lucrurile astea și să spunem din propria experiență ce poate fi făcut și ce nu. Să vorbim și despre legislație, să vorbim și despre tot ce înseamnă politica asta UE pentru zona green.
da, pentru tot ce înseamnă acțiuni de sustenabilitate și să și conectăm nu neapărat companii, cât și oameni care fac lucrul ăsta, consultanți, dar bineînțeles și companii ale, a căror misiune din segmentul acesta de IMM-uri, companii mici și mijlocii și ONG-uri care fac niște lucruri și încearcă să schimbe România asta în bine. Dacă se poate, suntem aici, de ce să nu o facem? Deci, da, rămâne și noi conectați la conținut, o să avem și noi clar posteri de blog, Doamne ajută, facem strategia cât mai multe, da, și cuprinzătoare. Asta una dintre direcții, bineînțeles, pe zona de marcom, așa, de acțiuni digitale, de promovare, asta se desfășoară ongoing cu clienții cu care avem plăcerea și onoarea să colaborăm. Am mai făcut și ceva recruitment marketing, cumva legat de ce avem în glie, să zic, și de ce, de aturile noastre și de background-ul nostru. Încercăm să ajutăm și să conectăm oamenii ca să fie chiar să fie un win-win. Deci da, agenda e plină. Andreea, deja de mulți ani vedem așa o oarecare modă în a comunica despre CSR. Cum se întâmplă lucrurile la implementare, să zicem? Cum procedați voi în cazul clienților voștri, plecând de la consultanță până la acțiuni concrete? Păi uite, chiar mă bucur că mi-ai dat așa mingea la fileu. Avem un client ONG al unei companii, mă rog, operator de servicii medicale private, un top în România. Implementează un program complex, un grup program de prevenție, de asemenea complexitate, evident, de prevenție diabet zahara de tip 2 la copii, cu care am avut plăcerea să și luăm niște distincții la nivel de CSR, de la Gala Societății Civile până la Romanian CSR, la premiile române de CSR. Practic, încercăm să supervizăm și, mă rog, să aducem aportul la nivelul implementării în ideea în care să avem o privire cuprinzătoare și să știm efectiv cu ce se mănâncă, să nu comunicăm cai verse pereți, pe românește fie spus, dar în egală măsură să și prezentăm toate aspectele astea diferențiatoare. Până la urmă, haideți să o zicem pe șleau, fiecare trebuie să avem nișa noastră, nu? Deci e bine să mergem pe nișa noastră, pe direcția noastră pe care o prezentăm cel mai bine. Și cam în ideea asta am încercat să gestionăm lucrurile. Ne-am bucurat că, uite, s-au legat așa cu ei, comunicăm, pentru ei comunicăm de mai bine de 4 ani și chiar am crescut așa frumos împreună. Deci, exact cum spuneam, știi, talk the talk, walk the walk, știi, încearcă să înțelegi, să te pui sau să încerci să ajungi în context în care să fii cât mai aproape de pielea clientului care practic simte direct implementarea asta și să comunici echivoc, să comunici integru, da, și corect apropo de ce se desfășoară. Evident prin conținut. Da, și ajungem iar la conținut. Da, pentru că am plecat, Andreea, de la exact de la partea asta și anume experiența ta în dezvoltarea de conținut, iar acum în calitate de consultant marcom pentru diverse branduri, te-a jucat să adresezi și sponsorilor care sunt, altor sponsori care sunt prezenți în competiția noastră, iată, după o serie de recomandări pentru blogări. Cred că experiența ta de marketer și dezvoltator de creator de conținut ar putea să fie utilă și brandurilor. Și încheiem așa, așa circular și sustenabil. Corect. Să zic. Exact, frumos, 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 că tot avem verde în... Aș începe prin a spune că tu și Albert ați fost un sprijin constant pentru noi, chiar dacă să zicem că na, lucrăm pe aceeași felie, ca să zic așa, și ar trebui să din start cumva să știm cum să structurăm brief-ul. Voi ar trebui să fiți un sprijin, sunteți cu siguranță un sprijin extrem de important pentru brandurile care poate sunt la prima participare sau la participări ulterioare, dar se chinuie un pic sau au ceva dificultăți în a structura brief-ul cât mai clar, da? Pentru că de aici începe totul, da? De la cât de clar este brief-ul. Evident, cu subsidiarul aferent, că într-adevăr nu poți să dai chiar absolut toate cerințele în brief, pentru că reprezintă totuși niște elementele acelea la care te gândești, pe care nu le notezi, poate reprezintă niște elemente de partajatoare la care bloggerii se gândesc. Dacă bloggerii au interesul să intre în acea categorie de shortlist-ul de departajare, cu siguranță au de ce să facă follow-up către voi.
și implicit după aceea către branduri. Cred că este important, având în vedere trendurile astea de optimizare și de conținut la nivelul motoarelor de căutare, să promovăm brandurile, să promovăm misiunea, dar totul să vină extrem de natural, da? Advertorialele și conținutul, iarăși cumva încerc să fiu, am foarte multe idei în cap, dar încerc să fiu cât mai logică în flow. Gândiți-vă că inclusiv pentru motoarele de căutare conținutul duplicat este un big no-no, da? Și este penalizat. În momentul în care, ca sponsor, încurajezi un tip de postare foarte orientată către advertorial, da? Cu elemente esențiale de prezentare istoric de brand sau lucrurile astea, dacă se vor regăsi one-to-one în plus 50 de postări, 90 de postări, 100 de postări, câte vor blogării sau cât te inspirați sunt să scrie. Lucrul ăsta nu va ajuta, din contră. Da? Deci, cumva, toate elementele astea de optimizare trebuie să le fie clar tuturor persoanelor din echipa de jurizare. Îmi închipui că sunt și, nu știu, manageri sau owner de business care poate nu au atât de multă experiență pe marketing. Și aici interveniți voi, echipa de implementare Superblog, să aduceți un aport extrem de important și semnificativ apropo de ce ar ajuta, pentru că, ok, brand awareness, bun, PR, ok, promovare, dar până la urmă, în primul și în primul rând, aturile esențiale care derivă dintr-o participare la o competiție ca Superblog reprezintă partea aceasta de, mă rog, link building, de SEO, da, de creșterea rankingului. De asta și primim acele rapoarte, nu, în care voi ne trimiteți toate informațiile structurate, tone of voice, da, deci, ok, foarte importante, dar ăsta e principalul câștig, da, deci să renunțăm pe cât se poate, evident, sau poate să gândim o tematică, da, în care bloggerul să aibă suficientă libertate în care să prezinte, prin care să prezinte brandul, să, nu știu, se închipuie sau, mă rog, într-o situație în care să prezinte brandul, dar nu din postura aceasta de advertorial. Deci mai multă transparență, un pic mai multă deschidere către o scritură naturală care chiar să fie indexată, nu să fie contorizată ca virgulă, conținut duplicat și să nu ajute pe nimeni. Mărturisesc la prima jurizare. Cred că am fost un pic cam exigentă, recunosc. După aceea, am încercat să m-am uitat un pic în urmă, m-am uitat la probele anterioare, am mai discutat cu voi, adică mi-am făcut un pic strategia în ideea în care să, și bineînțeles, am prezentat-o mai departe către clienții noștri și către participanții la cele două probe din competiție, în care să fim asumați, fer și cumva conectați la realitatea momentului. Da? Iată, trăim o realitate în care tuturor ne e dificil, da, cu coronavirusul ăsta, cu pandemia, cu totul tot, care nu e cât uși de puțin de ignorat, da? Deci na, sunt lucruri serioase, da, care ne impactează pe toți. Și atunci să ținem cont de context, să încercăm să fim mai puțin bombastici, mai naturali, să încurajăm creativitatea bloggerilor și crearea de conținut original, da, necopiat, cu focus într-adevăr și pe aceste cerințe tehnice și să încercăm să dăm feedback. Asta iarăși e o chestiune pe care am constatat-o, că nu știu în ce măsură toți bloggerii sunt dispuși să dea feedback. Reprezintă într-adevăr un consum de timp și un efort substanțial și suplimentar, dar în definitiv iarăși eu mă pun ca om care a plecat din, mă rog, jurnalism, nu neapărat creator de conținut, dar asta eram în definitiv la începuturile respective. Mă pun și în pielea bloggerilor care primesc așa niște note și din neant, și în pielea voastră, evident, ca organizatori, să justificați punctajul acela, nu? Fără foarte multe detalii. Adică e nevoie să conectăm un pic cererea cu oferta și să ne respectăm reciproc, da? Deci să fie un respect reciproc de ambele părți, pentru că, ok, participăm, dar, în definitiv, și acei bloggeri își alocă multe ore și mult timp din viața lor. Poate ore după serviciu sau după ce copiii s-au dus la culcare, da, în care se structureze postările. Și ar fi păcat să nu, până la urmă, să nu avem misiunea asta și respectul ăsta reciproc și lucrul ăsta în vedere. Iar sper că am ilustrat așa. Noi întotdeauna asta am încercat să facem în cadrul participărilor noastre. Să ținem cont de cealaltă parte și să aducem cât de mult feedback am putut în discuție. Mulțumesc foarte mult, Andreea. Am aflat multe lucruri utile și despre omul de comunicare, Andreea, dar și despre cum ați
procedat așa concret în ceea ce privește evaluarea articolelor și cam care ar fi așteptările și recomandările, poate pentru, atât pentru blogări, cât și de ce nu pentru alte branduri care ne sunt alături. Iată, ne ajunse la finalul de podcast, așa că îți las ție mesajul de încheiere. Păi, o să fie scurt și concis, că am vorbit destul, asta e comunicatorul. Chiar vreau să vă mulțumesc vouă, pentru că știu cât de mare efort e. Sunteți tot timpul conectați. Eu te văd pe tine conectată permanent. La un moment dat eram, și eu sunt la fel, e adevărat, Eu dar... primăvara nu dorm și nici toamna, știi? Da, exact. Adică, ce să zic, da, uite, n-ai niciun fel de urmă de, da, fără cercăne, fără, ești ok. Și ce să zic, chiar vă mulțumesc tare mult vouă, echipei de implementare, pentru faptul că sunteți tot timpul conectați, mi-ați oferit absolut tot suportul să intrăm așa frumos în pâine și să rămânem cu super experiențe, da? Și clar aș recomanda absolut oricărui brand din România asta și dincolo de fapt, da, din România, că vorbim de optimizare, așa, să participe. Blogărilor vreau să le mulțumesc tare, tare mult. Poate că nu s-a resimțit tot timpul, mi-aș fi dorit, v-am zis, să se resimtă pentru fiecare dintre voi aprecierea și recunoștința, da, pentru efortul pe care l-ați depus, pentru ideile voastre, pentru că ați fost atenți, că ați pus întrebări, da? Doresc să fie și mai și de aici înainte și cu siguranță cred că există potențial să fie așa. Și cam asta e, mulțumesc frumos, mulțumesc tare, tare mult. Chiar a fost o plăcere să vă citim. În România asta, fac o paranteză, chiar citeam că în unele țări din vestul Europei se reduce și s-a redus substanțial comunitatea de blogger. Blogosfera se orientează către social media, conținut exclusiv, da, foto-video. Românul este tributar cuvântului scris, da, și iată că e pe print, că e în online, da, și mă bucur că păstrăm fenomenul ăsta alive and kicking. Și cred că, na, clar avem o comunitate de oameni talentați care o susțină standardul sus, da? Deci, mulțumim frumos, foarte bine, felicitări până acum, de-abia și o să vă citesc la proba a 2, da? Și pentru orice întrebări, mă găsiți și pe grup acum, gata, mi-am deconspirat prezența, așa că, na, poate discutăm ulterior pe larg după proba 2. Să te ții bine când încep notificările, așa că... Nu le am pe telefon activate, pe desktop, e adevărat, le am, dar oricum mă uitam, recunosc, după ce am postat pe notele, eram așa un pic și eu entuziasmată să văd, ia să văd cine se alertează, ce comentarii sunt, da? Dar, na, fără grijă, dacă cineva îmi va da acolo aron, da, și îmi va scrie direct, nu e nicio problemă cu aportul Claudiei, o să vă răspund fără probleme. Deci, mulțumesc frumos, încă o dată felicitări, felicitări vouă și chiar a fost o plăcere. Țineți-o tot așa, că nu degeaba de atâția ani sunteți acolo, number one pe blogging creativ. Mulțumim tare mult, Andreea. Vă mulțumesc și vouă, dragilor, că ne-ați urmărit. Sunt Claudia Pătrașcu, ați urmărit Vocea Superblog. Vă dau întâlnire și data viitoare. Până atunci, să fiți bine!